Cristi Chițigoi, Olimpia Titanii este revelația începutului de sezon. Cum ai reușit să faci aceasta? Da, e o combinație între tinerii care eu i-am ochit de mult timp, adică care i-am avut în vedere, și niște transferuri de jucători internaționali care i-am putut aduce ca și buget, dar m-au interesat caracterul și valoarea ca să fie un exemplu bun pentru copiii. E o echipă bună. O să fie un campionat lung, care targetul nostru este și verificarea copiilor, deci nu mai ținerea lor în antrenamente. Dar eu zic că o echipă frumoasă, echilibrată, care se înțelege bine, cu timp o să fie și mai bine. Mai sunt doi jucători care trebuie să mai vină, mai Dani și un columbian, tot așa, sub 18 ani, al treilea fază de la campionatul mondial de 18, al treilea top scorer. O să fie o echipă foarte tânără, talentată, combinată cu experiența acestor băieți. Eu zic că o să fie o treabă bună. Și acum, în seturile finale, ai băgat tineretul, practic, ai băgat copiii. Dar e meritul lor. Vreau să fie crescuți în ideea că fac parte dintr-o asta, nu că vin și stau în plus. Ei trebuie să crească, nu poți să joci dacă nu, să crești dacă nu joci. Astea sunt meciurile deocamdată pentru nivelul lor, care pot să facă pasul, e mare lucru. Dar trebuie lăsați, pentru că dacă au oportunitatea să joace ca la alte echipe doar 2-3 minute, nu au unul. Ok, sunt și alte echipe care nu pot să-i bași pentru că nivelul îi depășește și atunci se creează. Dar e ok, eu sunt mulțumit, muncesc bine, e un grup frumos. Sper să ne liniște și din partea clubului Olimpia, pentru că au făcut un lucru foarte frumos pentru noi. Iar proiectul merge mai departe. A fost începutul mai greu, iar în restul ok, momentul ăsta. Este mai greu să fii antrenor decât să fii jucător? E o întrebare banală, nu, dar... Nu, am avut mai multe emoții ca și jucător, da? ca antrenor. Ca antrenor am... E adevărat, ca antrenor acum e toată viața în față de învățat. Tot timpul ai ceva de învățat, tot timpul ai de pus la punct, de adaptat, dar emoțiile au fost mult mai mari ca și cu consumul energetic. Sper să ajungem la un nivel în care să mă consum și ca antrenor, să fie de top, vorbesc. Să ducem copiii ăștia, că e o penurie mare de copii, de tineri, mai ales care joacă și care au șansa să scoată capul. Dacă scoatem 2, 3, 4, ne-am făcut datoria și atunci au fost îmbinate toate lucrurile pentru club, pentru că e o mândrie, un club al Ministerului și ne-au ajutat foarte mult cu proiectul ăsta și pentru copii, că îi vede lumea. Altfel, nu se va. Și obiectivul în sezonul ăsta care este? Obiectivul este să jucăm un volei bun și frumos și să ne creștem tinerii noștri să aibă de la cine să învețe de la cele mai bune exemple, care le avem în momentul de față. Și eu zic că am făcut niște transferuri bune, niște transferuri reușite, sunt niște probleme de ordin medical anumit jucători, dar pachetul complet, caracter, valoare și valoarea bănească, e ok. E un grup frumos, o echipă la un preț bun, care joacă într-adevăr un volei cinstit. Și vreau să ajungem, bineînțeles, dacă o să ni se ofere pe masă, luăm. Deci nu e problemă că nu avem o problemă de caracter, de subestimat de echipe mici sau să ne dăm la o parte dacă putem să spargem un cap, două, nu ne supărăm. Deci nu. Mulțumesc!